Silviu, ați venit, ați luat un punct, un gol frumos din partea ta. Crezi că se putea mai mult? Meritați mai mult? Bună seara, mă bucur că am reușit să marchez, să-mi ajut echipa. Am obținut un punct, dar eu cred că în această seară puteam să obținem cele 3 puncte. O primă repriză bună pentru voluntari, nu prea ți-a arătat. Da, o primă repriză modestă din partea noastră, dar eu zic că repriza a doua am intrat foarte bine în joc, am reușit să marcăm, iar după aceea am mai avut câteva oportunități pentru a marca, dar nu am reușit. Este un meci bun făcut de noi și sperăm ca următorul meci cu Botoșani, după această pauză, să obținem cele 3 puncte acasă. Arătați bine uneori, aveți după aia căderi de-astea de formă. Ați venit după două meciuri bune, victorie în Giulești și victoria acasă cu Craiova. Faceți un meci azi aici? Ați scos un punct, dar parcă nu... De ce se întâmplă chestia? Am reușit să obținem două victorii contra unor echipe foarte puternice, iar în această seară am reușit un egal. Eu zic, din punctul meu de vedere, că este un egal muncit, chiar dacă puteam să și câștigăm. A intervenit și oboseala și așteptăm această pauză ca să ne revenim și mental și fizic și să fie din ce în ce mai bine pentru următoarele meciuri. Vreau să te întreb, bună pauza asta așa, imediat după primul joc? Măcar nici n-ați apucat să... Eu zic că este bună, mai ales că am avut și accidentați, am avut și suspendați și trebuie să ne pregătim bine și să... că mai sunt multe meciuri de jucat în play-out. Silviu, acum ați arătat și cum jucați. Putem spune că Sibiu se bate, sunteți, considerați că vă aflați în luptă pentru evitarea retrogradării sau doar conjunctural sunteți acolo? Dacă ne luăm după ultimele 3 etape, eu zic că putem să ne clasăm în primele 2 locuri din play-out. Dar acum totul depinde de noi, să muncim și să arătăm pe teren. Vă gândiți să câștigați play-out-ul? Normal că ne gândim. De ce să nu ne gândim? Pentru că avem un lot foarte bun, o echipă bună și sunt sigur că putem să fim acolo ori să câștigăm play-out, ori primele 2. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și la revedere.